Vă mulțumesc, domnule președinte de ședință. Titlul declarației mele politice de astăzi, Iarna, Car și Varasanie, un proverb românesc extrem de actual. Stimați colegi, astăzi mai mult ca niciodată ne întrebăm cu toții de ce nu deținem o infrastructură feroviară de marfă care să ne permită să facem față în mod adecvat provocărilor acestei crize geopolitice din proximitatea României. Trecând peste faptul că un răspuns exhaustiv la această întrebare ar necesita săptămâni de analiză serioasă, situația concretă relevă că de la începutul anului în zona portului Constanța sunt priponite pe șine un număr de aproximativ 700 de vagoane de marfă ruginite, care nici până în prezent nu au fost deblocate în totalitate. O altă constatare tristă, reținută de asemenea în mass media, este aceea că tranzitul mărfurilor pe calea ferată cu Ucraina și Republica Moldova se realizează cu dificultate datorită existenței unei infrastructuri inadecvate și a ecartamentului feroviar diferit. În acest context, aflăm că statul român și-a propus să reabiliteze un număr de 35 de linii de cale ferată din portul Constanța și să efectueze o serie de reparații la liniile cu ecartament larg și normal din stațiile de frontieră Vicșani și Halmeu. Mai mult decât atât, zilele trecute a fost aprobată construirea unui tronson de 7 km de cale ferată cu dublu ecartament între Gara Socola și Gara Mare din Iași. Despre necesitatea acestei ultime investiții s-a relatat mai mult încă din 30 septembrie 2015, data la care a avut loc lansarea de către operatorul feroviar din Republica Moldova a cursei feroviare dintre Chișinău și Iași. Mă întreb oare dacă era nevoie de acest moment critic ca actualii guvernanți să se mobilizeze pompieristic în scopul realizării unor investiții în ceea ce privește infrastructura feroviară de marfă și serviciile conexe situate la granița cu Ucraina și Republica Moldova, sau ar fi fost normal ca aceste lucrări de infrastructură să fie efectuate anterior și independent de existența acestei situații? Evident, această întrebare este una retorică, fapt pentru care mă rezum doar să îndemn actualii guvernanți să se inspire din înțelepciunea multimilenară a poporului român, care spune că trebuie să ne facem iarna car și vara sanie. Deputat Lazar Ion Marian, circumscripția 40 Vâlcea. Vă mulțumesc!